Hristos a înviat, Grațian Bădescu. Adevărat a înviat, Ioan Anton. Te-am bătut. Poftim, ți-l cedez, pentru că am înțeles de la Daniela că așa e obiceiul. Da, Grațian, cu ocazia sărbătorilor pascale, ce le urezi tu argeșenilor? În primul rând, Hristos a înviat și primăvara asta care sosește, să le aducă bucurie în suflet, iar sărbătorile pascale numai fericire și numai bine. La mulți ani și Hristos a înviat! La mulți ani le urez și eu și acum să te ascultăm cântând! Dacă-ți ai de-o supărare și nu știi cum s-o alini, une, două, trei pahare și unul cioraș cu vin. Vinișor de masă mare, tu întărești cu veselie viața omului. Când te pie în pahare, roșu, negru, sângele pământului. Frumos, măi, oameni, când mai e câte un soroc, să te atun cu cintea sa me, să mai zici un hai boroc. Vinișor de la o spețe, din țărână și lumină, ce putere aduni, de te faci la bătrânese, și mai tare, și mai dulce, și mai bun. Țării noastră carte scrie de la daci așa, că nu se temeau de moarte, dar le cam plăcea să bea. Când e arămie frunza, hai să bem vin de Moldova și vin din Ardeal, ca la sarmii segetusa, cu vitejii fără moarte de cepal. Când e arămie frunza, hai să bem vin de Moldova și vin din Ardeal, ca la sarmii segetusa, cu vitejii fără moarte de cepal. Până la
mândruța mea, măi, of, of, strecurată prin basma, din Oleanu măsurată cu gura, din Oleanu pulcul meu apă nu bea, măi, of, of, până la mândruța mea, din Oleanu măsurată cu gura. Cu mândruțe alături